Da, bună ziua! Eu sunt Bogdan și ăsta e canalul PC Performance. Videoul de azi o să fie împărțit în două părți, primul fiind despre coronavirus și a doilea despre PC-ul meu. O să încep cu coronavirusul, care este o selecție naturală, deci stați acasă și aveți grijă de voi. Și acum trecem la partea a doua. Astăzi o să fac un mini review al noului meu PC. De fapt, l-am de vreo 5 luni, ceea ce e bine, pentru că vă voi putea spune exact plusurile și minusurile sale, la ce îl voi folosi și dacă merită sau nu să mergeți și voi pe așa o configurație. Să începem! Ozzy or OG, my brain playing ring around the rosy. The fried egg in my head defies science. I'm Bill Nye going to great. O să încep cu specificațiile alese inițial, de unde l-am cumpărat și spre sfârșit o să facem, desigur, diferite teste în diferite workflow-uri, cum ar fi Cinema 4D, After Effects și diferite render engine-uri în jocuri și benchmark-uri. O să vă dau și detalii despre overclock-ul procesorului, RAM-ului și posibil și a plăcii grafice, ceea ce nu e substanțial, deci poate o să trecem peste. Și în descriere o să vedeți cam cât timp a luat rendarea acestui video. Eu personal îl folosesc în domeniul creativ, cum ar fi animații în Cinema 4D și After Effects și desigur jocuri. Inițial, ca specificație, am ales platforma Z390, deoarece în momentul când l-am cumpărat încă nu eram sigur de potențialul celor de la AMD. Și dacă vă decideți să procurați ceva probabil mai puternic, dar în aceeași sumă, puteți să vă uitați spre Ryzen. Însă eu am mers cu un Intel i9-9900KF, unde K înseamnă că e deblocat pentru overclock și F înseamnă că nu are chip grafic integrat, ceea ce îi oferă posibil o stabilitate mai bună din cauza temperaturilor mai scăzute, pentru că nu funcționează procesorul grafic. Și încă un plus este sudare dintre chip și heat spreader, ceea ce probabil are și Intel i9-9900K simplu. Dar nu sunt sigur de asta. Acum pe ecran e posibil să vedeți câteva articole care vă prezintă diferențele și poate avantajele unuia sau altuia. Și desigur prețul e un pic mai ieftin decât K simplu sau K, KK, cum doriți așa îi spuneți. Placa de bază folosită este un Gigabyte Z390 Aorus Master. A fost aleasă din cauza că 1. Are RGB, ceea ce au majoritatea plăcerilor de bază de top. 2. Îmi place Gigabyte-ul. Are 3 porturi M.2 pentru SSD-uri, Wi-Fi, Bluetooth, o mulțime de porturi în spate și 2 butoane, cum ar fi cel de pornire și cel de curățare CMOS. 2 porturi pentru antene Wi-Fi și Bluetooth, 4 USB-uri 2.0, 2 USB-uri 3.0 și 3 USB-uri 3.1. Și desigur un USB Type-C. Are un port Ethernet și porturile audio. Are o mulțime de pinuri pentru ventilatoare, coolere, pompe, dar cel mai important, ceea ce m-a interesat și pe mine, este potențialul de overclock. Portă plăci de memorie cu frecvență de până la 4266 MHz, deci 4.26 GHz, cu o capacitate de până la 64 GB. Are 2 porturi de 8 pini pentru alimentare, care ne dă o alimentare curată procesorului, și cele 12 plus 2 faze de alimentare cu un heatsink masiv deasupra lor, care la fel ajută o menținerea a unui overclock destul de stabil. Pe lângă asta îmi place cum arată. Ochiul meu de designer nu clipește niciodată privind în interiorul PC-ului. Avem și softul Gigabyte, care permite ceva overclock, dar nu e garantat să fie stabil. Mai bine o faceți din BIOS. Pe lângă asta mai permite ajustarea curbelor de ventilare după temperatură și ajustarea RGB-ului, cât pe placa de bază, atât și pe RAM. Dar despre asta o să vorbesc un pic mai târziu. Vorbind de RAM, aici am un kit de 32 de GB numit G-Skill Trident Z Neo.
Apoi am mai adăugat încă unul de 32, în total fiind 64. Frecvența inițială e de 3000 de MHz. Eu am făcut overclock până la 3200. Pentru controlul RGB-ului la fel avem nevoie de softul de la G-Skill. Eu prefer să fie totul de o culoare, însă din cauza Windows-ului și a incompatibilității unor softuri de RGB, cum ar fi cel instalat la mine de la Gigabyte, G-Skill și NZXT, probabil se confruntă între ele și uneori pur și simplu se oprește iluminarea, nu știu ce are. Nu știu cum să rezolv problema asta, dacă aveți ceva idei, scrieți-le vă rog în comentarii. Coolerul pentru Intel i9-ul nostru este acest NZXT Kraken X52. Da, știu că aș putea fi mers pe un Kraken X62 fiind un pic mai mare, dar având un buget limitat și știind sigur că o să țină un overclock la 5 GHz acestui Intel i9, am mers totuși cu el. Pot spune că se descurcă destul de bine, la fel și arată, un orgasm estetic este garantat. Da. Softul de la NZXT permite nu doar ajustarea iluminării pe pompă, dar și controlul ventilatoarelor, a vitezei pompelor, deci cât de rapid se mișcă lichidul prin cooler, permite monitorizarea temperaturilor, a încărcărilor, posibil și un pic de overclock, care nu întotdeauna funcționează, și multe alte chestii interesante care pot fi utile uneori. Blocul de alimentare este un Corsair HX750i. Da, știu că puteam merge cu un ARM 850X, era să mă coste mai puțin și posibil să fi fost un pic mai puternic, însă eram în grabă și oricum ăsta e de top și o să lucrează încă pe mulți ani înainte. Este un bloc de alimentare full modular cu o certificare 80 plus Platinum. Arată bine, e greu, e masiv, cam așa cum trebuie să fie un lucru scump. Are opțiunea numită Corsair Link, însă pe placa de bază nu aveam destule USB-uri USB 2.0 valabile. Unul se duce la carcasă și altul merge la pompă de la cooler. Respectiv am fost nevoit să-mi dau comandă de pe eBay de un fel de adaptor sau splitter care dintr-un USB 2.0 îmi făcea două. Cu ajutorul aplicației Corsair Link putem observa concret și exact cât se consumă din energie. Și cu ajutorul lui am observat cât se consumă în idle sau în render sau în jocuri și pot spune că setup-ul meu actual nu consumă mai mult de 400 de W pe oră în cel mai mare load. Vorbind de case, am un NZXT H700, nu-i versiunea ei pentru că nu am nevoie de RGB și prostia aia de conector, de splitter sau cum se numește, care stă undeva în case, în care se bagă RGB-urile și ventilatoarele. Am înțeles că nu se merită să dai bani în plus pentru ea. Și oricum, la moment sunt ok cu simplicitatea care mi-o oferă case-ul fără LED-urile alea. Este un case foarte mare, cu o fereastră imensă în partea dorsală. Am lăsat și un review acestui case pe site-ul PC Garage, de unde am dat comandă de tot setup-ul, aproape tot setup-ul, în care am pus exact plusurile și minusurile sale. Cred că îl vedeți acum pe ecran. Estetic arată foarte bine, are 3 ventilatoare în partea frontală și unul din spate, foarte ușor de lucrat cu cable management-ul și are plase împotriva prafului, una în partea frontală, alta în partea de sus și unul la blocul de alimentare. Ceea ce pot spune că ajută foarte mult, oprește practic 85-90% din praf. Pe lângă asta e foarte silențios și ușor de deschis capacul de sticlă și capacul din spate, fiind doar un buton pe care îl apeși și îl cade. Deci da, e silențios și foarte încăpător. Din minusuri aș putea spune că e destul de puțin loc pentru cablurile de alimentare a plăcii de bază din partea de sus, alea două cabluri 8 pin. Cu capacele de sus și din partea frontală, având un cooler all-in-one ca mine, se încălzește destul de ușor, deci practic când fac render trebuie să le scot, să fie un airflow mai liber. Încă un minus
anume în partea asta e faptul că e foarte gălăgios. Și desigur față de versiunea H700i nu are acele RGB LED-uri și în mare parte sunt foarte satisfăcut de el, mai ales de versiunea albă, unde poți chema un artist să-ți deseneze ceva graffiti pe acele părți frontale și de sus. Apropo, Grafo, dacă privești acest video și ești interesat, dă-mi de știri. Și iată că am ajuns la placa grafică, aka GPU. Este un Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Windforce 3X Gaming OC White. Denumirea e super. Mai simplu e un RTX 2070 Super. Are 3 ventilatoare care se pornesc doar atunci când temperaturile sunt mai sus de 60 de grade. Are memorie de 8 GB, 2560 nuclee CUDA și frecvența GPU-ului în boost ajunge la 1800 MHz. E albă cu logo-ul Gigabyte iluminat și fiind RGB se conectează cu acel soft de la Aorus. Ventilatoarele, după cum am spus, se pornesc foarte rar. Doar într-un heavy workload din asta ca jocuri gen Red Dead Redemption 2 sau când fac folding at home. Apropo de asta, intrați în grupul Linus Tech Tips și acolo puteți utiliza și voi puterea computerului vostru pentru calcule medicinale împotriva virusului. Și cu Arnold GPU Render, foarte rar când văd folosit și procesorul și placa grafică la vreo 10%. Deci, da, e destul de puternică și placa grafică și procesorul, dar oricum, în dependență de necesitățile voastre. Pe lângă asta, randarea e de 2-3 ori mai rapidă decât cum ar fi pur și simplu pe CPU. Și pe CPU e și mai gălăgioasă, dar vorbim despre asta un pic mai târziu. Din auzite, RTX 2070 Super poate fi comparată chiar și cu un 2080, poate un pic mai slabă, însă își face treaba destul de bine, luând în considerație și prețul ei. Și a venit împreună cu un cadou de la cei de la Nvidia, numit Call of Duty Modern Warfare, dar e destul de controversat jocul ăsta. Cred că m-am jucat vreo 2 ore și l-am șters, nu știu, nu prea sunt fan Call of Duty. Și nici ultimul Battlefield nu-i cine știe ce. Pur și simplu ocupa prea mult spațiu pe SSD, despre care o să vorbim acum. Inițial mi-am luat un Samsung 970 EVO de 1 TB. Este un SSD M2 2280 NVMe cu viteze de scriere și citire gigantice. Vorbim de 3500 MB citire și 2500 în scriere, ceea ce nu se compară cu ce avem până acum. Din păcate, un tera e destul de puțin să am și jocuri și toate cășurile și cursuri și proiecte, lucru tot pe el. Plus la asta că l-am împărțit în două, discuție fiind Windows-ul cu aplicații, 500 de giga și încă 500 fiind discul de, da? Ca la orice om normal. De-aia mi-am mai luat un SSD 970 EVO Plus de 500 de giga. Plus pentru că are viteză mai mare la înscriere, ceea ce îmi trebuie mie pentru disk cache-ul din After Effects. Și mai exact 3200 MB pe secundă. And that's epic. Și desigur că nu mi-a fost destul pentru că l-am umplut și pe el foarte rapid și am lăsat totuși acel cache să se ducă pe acest Samsung 860 EVO de 250 GB. Pentru After Effects îmi ajunge, lucrează și el bineșor, nu știu exact ce viteze are, dar fiind SATA 3, cred că ajunge la vreo 550 MB pe secundă în jur de viteza asta, în scriere și citire. Mă aranjează aceste 3 SSD-uri, în total fiind 1.75 TB. Deci totul, în afară de ultimele 2 SSD-uri și a doilea kit de RAM, care e exact ca primul, au fost cumpărate de pe site-ul PC Garage, un site foarte bun, cu o gamă foarte largă de alegeri, un forum la fel de bun, totul de la plasarea comenzii
până când mi-a ajuns acasă, a durat timp de 5 zile, deci foarte rapid. Pe lângă asta, a fost livrat cu curierul de la Same Day, care într-adevăr a ajuns în aceeași zi, deci de la București la Oradea. A fost achitat online totul și normal că îmi făceam griji. Prima dată procurasem ceva de pe PC Garage și mai ales după ce am citit o grămadă de review-uri la alte e-shop-uri, nu vreau să le dau nume, dar nu știu, putea să vină carcasa stricată sau foarte multe probleme de genul am avut, însă nu și aici. Deci, da, bravo băieții. Și sigur că puteam lua de pe eMAG, însă acolo era sau un pic mai scump sau același preț, sau în genere lipseau multe componente de care aveam nevoie, dar pe PC Garage am găsit totul ce, tot ce-mi trebuie. Și nu este publicitate, pur și simplu e opinia mea, pentru că, după cum v-am zis, singur îmi făceam griji și căutam unde cineva să-mi spună exact dacă merită sau nu să dai comandă de pe un oarecare site. Celelalte două SSD-uri au fost comandate de pe... De fapt, nu au fost comandate, am fost la Media Galaxy și le-am procurat acolo. Și acest Trident Z, al doilea kit de RAM, l-am luat de pe 4IT, ba chiar mai ieftin decât pe PC Garage, cu 640 de RON undeva, cam așa. Și probabil este vreo criză de memorie, pentru că foarte greu l-am găsit. Acum acest kit costă peste 1000 de lei. Probabil acum o să vedeți un mic time-lapse unde instalez totul în PC, chestii, trestii. Încă o problemă cu placa de bază, am văzut faptul că nu știu cum, probabil eu ceva nu fac corect, dar nu pot închide capacul de pe M2, de pe SSD-uri. Probabil eu ceva nu fac corect sau nu mi-ajunge vreun șurub ceva. Am băgat și al doilea kit de RAM, acum având 64 de giga. After Effects-ul le mănâncă desigur, fără probleme. Pentru After Effects nu știu ce configurație trebuie să ai, însă scorul luat în After Effects, în benchmark-ul făcut de cei de la Puget Systems, având și ei un video la Motion Design School, School of Motion, la fel despre PC-ul lor sau alegerea lor special făcute pentru After Effects, PC-ul meu sigur că îl întrece. Cu puțin, dar da, e mai bun. Și trecem mai departe. Scuze pentru calitatea sunetului de până acum. Cred că următoarea mea investiție o să fie un lav mic mai normal. Și acum sunt nevoit să înregistrez așa, cu acest Zoom H1, review-ul căruia îl veți găsi desigur în descriere sau undeva sus o să apară. Aici, cred că. O să continuăm cu perifericele. Monitorul, l-am luat încă vara trecută. Este un Dell U2718Q, ultra sharp de 27 inci. Un monitor 4K, destul de subțire, niște culori destul de bune. Clar că nu se compară cu un iMac 5K, dar e destul de ok, fiind și IPS. Un minus ar fi faptul că e 60 de Hz, însă pentru lucru, pentru animații, pentru editare video, cred că e ok. Mai puțin e ok în jocuri. Ramele în jurul display-ului sunt foarte mici, cred că în jur de 5 mm, deci iarăși estetic arată destul de bine. Pentru mine cel puțin. Clar că frumusețea e o temă destul de subiectivă. O să trecem puțin prin porturile acestui monitor. Are un USB 3.0 pentru intrare din PC și 4 de ieșire. Un HDMI, un DisplayPort și un mini DisplayPort și în principiu asta mi-ajunge. Mai are și un jack 3.5 pentru pass-through. Spre exemplu, conectezi un Xbox și prin acel jack 3.5 poți să-ți conectezi boxele ca să asculti la ele. Deci, prin HDMI trece în monitor sunetul, apoi prin acel jack se duce în boxe. Se ajustează într-o multitudine de posibilități, poate fi ridicat sus, jos, poate fi rotit la 90 de grade și totodată însuși display-ul poate fi rotit
în jurul axei sale fără a-i modifica baza. Un minus este faptul că de 11 luni de când l-am procurat, de vreo 3 ore am observat la el ghosting. Ceea ce se întâmplă atunci când ai ceva întunecat pe tot ecranul cu elemente albe și stă de mai mult timp pe ecran la o luminozitate înaltă. Și apoi dacă se schimbă imaginea și devine înapoi dinamică, rămân urme de la acele elemente pe ecran. Se văd foarte puțin, deci nu e grav și foarte rapid trece chestia asta în câteva minute. Destul de greu de explicat, dar dacă reușesc să înregistrez pe video chestia asta, o să vă arăt numai decât. E ca și cum te-ai uita mai mult timp la o imagine și când închizi ochii îți rămâne acea imagine în ochi. Mouse-ul este un Logitech MX Master 2S, o tastatură la fel de la Logitech, G213 RGB, e membrană, nimic deosebit, îmi place că are RGB și poate fi iluminată în dependență de ceea ce ai pe ecran. Acum propun să vă arăt ce setări am în BIOS pentru frecvențe, voltaje, clock speed și așa mai departe. Să începem cu procesorul. Ca să ajungeți în așa tip de meniu, apăsați F2. Deci, ăsta e meniul general. Apăsați F2 și aveți meniu avansat, cum s-ar spune. Aici, în Advanced Frequency Settings, avem CPU Base Clock 100 MHz, de mulțit cu 50, 5000, deci am 5 GHz. După cum am spus, l-am pus la 3,2 GHz RAM. Aici setările sunt următoare: CPU Clock Ratio 50, când era 36 inițial. No, eu doar o să merg așa printre setări și în caz că o să aveți nevoie, o să le schimbați. Cred că asta la fel este schimbat. Asta e disable, 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 că nu am nevoie de ele. Voi puteți experimenta, desigur. Căci în caz de ceva nu se arde nimic, doar o să se reseteze frecvențele procesorului și a plăcii de bază, însuși mai departe memory settings. XMP-ul totuși este dezactivat. Cred că am ceva erori, nu e stabil cu el. După aia, multiplierul la memory e 3200, mi se pare ok. Next. Aici avem setările date, cred că aici nu am schimbat nimic, nu știu sigur, puteți verifica și voi. Așa, totul e pus la auto în jos. Și aici cred că nici nu pot schimba multe așa. Mergem la voltaje. Pentru așa, Advanced Power Settings, aici e pus la turbo chestia asta, la turbo chestia asta și cam atât. Aici mai departe CPU Core Voltage pentru procesor. Procesorul e la 1,345 V, i-am dat cu 0,145 V mai mult să fie mai stabilă toată treaba. Și în rest totul e la auto. Mai departe, aici nu am umblat. RAM-ul, voltajul RAM-ului. De la 1200, adică 1,2 V, l-am ridicat la 1,38 și cam atât. Asta pentru că are și RGB, se putea și mai mic, da. Dar are RGB-ul care probabil tot consumă ceva și mi se pare destul de stabil voltajul dat. Și în rest cam atât, cred. Nu știu, puteți verifica și voi, compara setările astea cu ale voastre. În rest, aici totul e standard, aici la fel. Așa, ăsta ce-i? În favorite am adăugat nu știu ce. Așa, BIOS-ul e ăsta. Vedem că toate SSD-urile sunt vizibile, frumușel. Mouse-ul cred că e prin Bluetooth și de aia nu-l citește acum. Dar nu mă deranjează. Sunt de prins să lucrez și cu keyboard-ul în BIOS. Așa, LED-urile cred că o să le pun eu pe off când este în sleep PC-ul.
Și în rest, asta e. În VME configuration, no, avem doar două în VME-uri. După cum știți, al treilea SSD de 250 e SATA. Chipset-ul e așa cum a fost și asta este. Save. Deci, aici am terminat cu teoriile și toată bătaia asta de cap. Propun să trecem la un birou și la testări. Să începem. Primul joc în care o să testăm acest PC este Red Dead Redemption 2. Să vedem cum se descurcă placa noastră grafică. Acum o să trecem și prin setări. Ca setări avem rezoluția 4K, sincronizare verticală pornită, putem să o oprim, pentru că știm că ea din experiență ne scoate din FPS. Video memory observăm că ajunge la 6260 MB din 8000, texture quality la ultra, 16x, ultra, nu știu dacă stau în fața camerei sau nu, așa. Din toate setările astea grafice totul e la ultra, în afară de reflection quality care e la high, water quality la custom, nu știu ce mai poate fi. Ok, îl las la high, volumetric quality ultra, particle quality medium, tessellation high, TAA e high, FXAA e off, CMSAA e off. Pe API-ul Vulkan lucrăm, adică jucăm, nu lucrăm. Și în rest, iarăși totul e la ultra, în afară de unlocked volumetric ray dynamic resolution și particle lightning quality care e la medium, grass shadow e high, în rest ce mai avem, water, rest totul e la high și water physics quality no, îl lăsăm la ultra. Așa, și MSAA e la X2 pentru că el tot îmi scoate din FPS. Full quality la fel e la medium. Deci, da, să vedem, apply changes, vedem ce schimbări ne va da. Ok. Hop. Și avem 40 FPS pentru un joc, să zic așa, cinematic, lui mai mult nici nu-i trebuie. S-au pornit ventilatoarele la placa video. Ce putem face noi aici? Băi. Fine. No, asta e cu Red Dead Redemption 2. Vedem că totul e interactiv, frumoșel. Avem o lume foarte frumoasă aici. Mai frumoasă decât în realitate. Dar viața nu e atât de frumoasă ca în realitate. Pentru că trebuie să ne batem, să mergem, să ne jucăm. În fine, eu zic să trecem la următorul joc. Acum, după cum am zis, avem 40 FPS. Dacă dăm grafica un pic mai slabă, ajungem liber la 60. Dar mie ok și așa, important să fie plăcut ochiului, da? Așa, mai departe. Ce jocuri mai avem noi aici? GTA 5 să încercăm, nu? Se încarcă destul de rapid datorită SSD-urilor. No. 60 FPS, asta e și normal în casă, ieșim afară, luăm o mașină și vedem ce ne oferă această lume. Dar mai întâi o să trecem prin setări, propun eu. DirectX 11, 4K rezoluția, FXAA e pe on, MSAA X2, restul tot e pe on, aici tot e very high. În afară de Reflection MSAA care e pe X4,
nu știu ce înseamnă Nvidia PCSS, Soft Shadows, aha, ok. No, tot e maxim. Și anisotropic filtering e pe X8. În rest tot e high. Dar stați că noi avem un benchmark aici. Propun să-l rulăm, să vedem ce fucking score o să avem. Aha, 30 FPS, straniu. Să vedem în mediu cât o să avem. Multă iarbă și de atâta, presupun eu. Orică e 4K, o să încercăm la 2K să vedem ce rezultate o să avem în 2K. Pentru că nu cred că toți o să aibă monitor 4K. No, oricum, Nvidia RTX 2070 Super nu e de cel mai top level. Cred că în 2080 Ti sau, da, ar fi un pic mai bun. Între 30 și 35 FPS undeva o să fie average. Propun să treceți și voi acest test la aceleași setări pe care le-am și eu. Să vedem ce rezultate o să avem fiecare din noi. Da, în jurul de 30 o să fie final. O să-l opresc cred că aici și o să încerc să schimb rezoluția la 2K sau chiar și Full HD aș încerca. Să vedem chiar în Full HD cât o să ne dea. Și o să facem o medie la 2K după aia. Și teoretic acum chiar am putea să ridicăm totul la ultra absolut în Full HD. Nu, e clar că 60. Nici nu cred că trebuie să mergem foarte adânc în asta. O să-l opresc aici și o să încerc în 2K. Fie 2560x1440. Ok, yes. 2K mi se pare ceva mediu. O medie destul de bună. Oh, straniu, avem 60. Bă, băieți, avem 60 în 2K. Deci, da, se descurc bine. 4K se vede că încă nu-i pentru generația asta de plăci video la ultra să te joci. Deși RDR2 era în 4K, da, și acolo aveam 30 FPS. Deci, da, în orice joc, dacă pui rezoluția 2K, ai totul la full. 60 FPS, nicio problemă. Dacă aveți un monitor cu o frecvență mai mare decât al meu, spre exemplu 120-144Hz, atunci o să aveți avantaje mult mai mari. Și dacă o fi și Full HD cu niște mai mulți Hz decât mine, atunci în genere totul la ultra o să zboare. O să continui să înregistrez pe MacBook, pentru că macOS-ul este mult mai stabil și mult mai de încredere decât prostia asta de Windows, doamne ce de tare îl urăsc. Editând acest video am observat că e foarte, foarte boring să-l privești. Tocmai și eu m-am plictisit. Deja a doua zi nu mă pot porni să-l editez mai departe. Și o să vă las aici o secvență de vreo 5 secunde ca să înțelegeți și voi despre ce e vorba. În orice caz, benchmark-urile sintetice, să fim serioși, nu sunt cele de mai încredere. Și cred că toată faza asta cu Cinebench o să șterg și o să pun pur și simplu rezultatele gata făcute, deoarece am încercat să înregistrez ecranul cu un screen recorder în timp ce fac acel test și din păcate scorul a căzut cu vreo mii, cred că de puncte în Cinebencher 20. Dar după ce l-am rulat, după cum vedeți, aici avem 5108 în Cinebencher 20. Apoi în R15 avem 2092 și 187 FPS în OpenCL. Aici avem Puget Systems care are scorul de 990 și cred că în toate astea 4 scoruri, ceva din ele e un pic mai mare decât scorul luat de cei de la School of Motion, imaginea cărora o vedeți acum pe ecran. Și acum pe ecran vedeți niște screen-uri cu primele mele încercări de a testa PC-ul meu la 5 GHz, abia când am instalat Windows-ul, deoarece acum rulează mai multe programe în background și din cauza asta s-a schimbat și scorul. Dar în R20 observăm că e scorul de 5218 și în R15 vedem că e 2147. Deci nu că e mare diferență, probabil e doar o eroare, însă da, e destul de ok pentru PC-ul ăsta. Și, după cum am spus, trecem de chestia asta și mergem la concluzii.
Concluzie. Aveți voi sau nu nevoie de așa o configurație? Părerea mea este că nu chiar. E clar că ea e bună pentru orice. Dar dacă aveți un buget limitat sau nu aveți nevoie de așa o performanță, atunci e clar că nu e nevoie. Dacă vă jucați doar în CSGO, vă ajunge și un Intel i5 sau un, nu știu exact, Ryzen 3600, pare mi se. La fel are 8 nuclee, cred, sau 8 nuclee, 16 thread-uri, exact ca acest Intel i9. Nu știu cum stă cu overclock-ul, însă cred că se descurcă destul de bine. Dacă sunteți content creator sau, nu știu, lucrați în Cinema 4D sau After Effects sau alte softuri mai puternice, atunci probabil da, o să aveți nevoie de o performanță mai mare. Însă dacă aveți nevoie de Photoshop, Illustrator și softuri mai simple, să zic așa, și gaming mai simplu, pe niște setări, nu neapărat 4K, să aveți un monitor Full HD, vă ajunge și un i7, cred că e deja e prea mult. Un i5 e ok. Însă, e bun. Oricum, mie îmi place. Îmi place cum arată, îmi place cum lucrează. Unicul lucru care mă deranjează enorm la acest PC este sistemul de operare, Windows. Un rahat mai mare n-am văzut. Cu macOS-ul sigur nu se compară. macOS-ul... mai e palnamoce, vse. Dar dacă vă stabiliți totuși pe Windows, cred că se poate de jucat cu el într-așa fel încât să fie ok. Important să aveți grijă la ce instalați, pe ce site-uri intrați, deși, nu știu, cred că orice om în ziua de azi își dă seama ce faci în computerul lui. Acum el face răndare pe GPU, de aia nu se aude deloc practic cum lucrează. Acum o să încerc să-l schimb pe CPU să vedeți ce sunet o să scoată. Ia uitați-vă aici. Acum vă arăt evolutatea. Ia uitați. Op. Op. Ia. Da, și asta cu capacele închise. Dacă îi scoți capacele, uite de liniște. Și câteodată, da, trebuie să leși câte o noapte, două, să lucrezi și nu poți doar. Trebuie să scoți în altă cameră sau să rabzi, asta e. În fine, pentru mine el își merită toți banii. Banii investiți mi-am scos deja. Freelancing-ul în carantină e lucru perfect. Deci, odată ce merge vorba de carantină, aveți grijă de voi și de cei dragi și nu contactați cu ei dacă vreți să aveți grijă de ei. Cât de straniu n-ar suna. Și poate peste vreo 2 ani o să mai scot un video. Cu voi a fost Bogdan. La revedere! Vreau să o găsesc în comentariu unde unul zice că e ca, nu e chei. Nu pot să controlez RGB-ul de la RAM. Paseana sau RGB sau nu și alb curat nu pot să-l fac. Înțelegi? Nu pot să fac. Numai RAM. E că placa de bază poate fi albă, știi, dar vizionă nu. Trecem puțin prin porturi. Un piculeț.